Am revenit în studio alături de avocatul Ioan Rus, decanul Baroiul Alba. Domnule Rus, sunt un clasament al încrederii pe care românii o au în instituțiile statului. Justiția se află pe ultimul loc. De ce? Pentru că sunt mai multe cauze. În primul rând, faptul că a existat încă o legislație insuficient de bine pusă la punct. A existat și această tranziție de la o anumită legislație care a fost, să zicem, socialistă, comunistă, la o legislație care are la bază proprietatea privată, raporturile între cetățeni pe alte principii, raportul de cetățean și stat, care la fel diferă. Până s-au creat aceste instituții noi, a durat și va mai dura, că de putem spune. Iar pe de altă parte, există și totdeauna la cel care pierde un proces sau cel care este condamnat pentru o anumită faptă, această tendință că nu i s-a făcut dreptate și că nu este justiția așa cum își o dorește. Dar eu pot să spun cu mâna pe inimă că s-au făcut progrese importante în acest domeniu, în sensul că și dotarea instanțelor și domeniul acesta al legislației am făcut pași importanți. V-am spus codurile. Civil, penal, procedură civilă, procedură penală, în domeniul acesta comercial, domeniul fiscal, sunt legi noi. Ei, până se aplică aceste legi, sunt anumite perioade în care soluțiile poate nu sunt cele mai bune, pentru că legile au anumită caracter de abstractivitate, anumit caracter de abstractivitate și nu pot fi toate interpretate corect de către noi. Există acum și alte posibilități de a ataca o hotărâre care nu este legală. Dacă înainte aveam doar calea de atac a recursului, după 1990 am introdus încă o cale de atac a apelului. Și atunci, în cauzele acestea mai grele, avem fond în prima instanță, avem apelul și apoi recursul. Și multe cauze ajung și în alta curte de casație justiție. Ce să spun? A crescut și foarte mult numărul cauzelor care sunt soluționate de către instanțele de judecată. Pe de altă parte, numărul celor care lucrează în justiție este încă destul de redus. Sunt încă multe locuri de judecători, de procurori neocupate. Da, nu vreau să aduc o critică, dar doamna Macovei a avut o mare greșeală în perioada respectivă, în sensul că a stimulat pensionările în justiție și personalele magistraților, a judecătorilor și procurorilor. Și foarte mulți judecători și procurori buni, Cu care experiență. știu, cu experiență, au preferat să se pensioneze pentru că obțineau niște pensii foarte mari. Pensii foarte mari care, mă rog, au creat și o anumită stare de nemulțumire din partea cetățenilor. Zice, de ce să aibă un judecător sau un procuror o pensie atât de mare raportat la noi ceilalți? Deci a fost această stimulare, această plecare din justiție. Pe de altă parte, cei care au venit în justiție nu s-au format toți profesional suficient încât să știți, pe un anumit timp, o anumită perioadă în care să te adaptezi, să ai o anumită practică, să înveți pe lângă unul care este mai vechi, cu o anumită experiență. De asta există și ceea ce se cheamă stagiatura celor care sunt în anumit domeniu. Deci, pe de-o parte, această schimbare de legislație, schimbare de persoane din justiție și poate și lipsa spațiilor pentru desfășurarea activității instanțelor, lipsa unei logistici, deși s-au făcut și aici pași importanți. Deci, părerea mea este, așa cum este foarte slabă încrederea și în parlamentari, că și în parlamentari este această slabă încredere, este și în justiție. Și din câte cunosc eu, cam în toate statele lumii, justiția nu este Le-a ajutat deasupra cu altor ochii, da. instituții. Ea este văzută, v-am spus, din punct de vedere al două persoane. Nu poți să mulțumești ambele persoane care merg în fața instanței. Unul pierde, altul câștigă. Bun, sigur Doar că... mai sunt, mă rog, se înțeleg și fac o tranzacție. De asta zic că această
încredere, ține și de mentalitatea oamenilor și cred că ea va putea fi sporită încrederea cetățenilor odată cu, am spus, îmbunătățirea mecanismului de a elabora actele normative și de a implementa aceste acte cu oameni competenți. Deci aici trebuie să intervină competența, seriozitatea și eliminată corupția. Pentru că, vedeți, și la această dată mai găsim judecători condamnați, procurori condamnați, avocați condamnați și dacă omul vede la televizor un caz că avocatul cutare s-a dus, a făcut trafic de influență, a dat mită, a luat mită și dacă unii mai văd că asemenea fenomene se întâmplă la înalta curte de casație, cum a fost și acum, sau la parchet, parchetul pe lângă curte de apel, un parchet la nivel național, dacă constată că și în poliție sunt prinși polițiști condamnați. Este clar că se imprimă la cetățean această idee că există corupție și că nu se face dreptate și că dreptatea se face pe interese, pe bani sau pe alte influențe. Dar eu cred și spun că suntem într-o direcție bună și că lucrurile vor evolua într-o direcție în care să crească încrederea cetățeanului în justiție. Cred că mai degrabă aici și e și poate nemulțumirea cetățeanului vis-a-vis de faptul că unele VIP-uri sunt prinse la volan în stare de ebrietate și mai mult calcă un om pe trecere de pietoni și mai apoi se plimbă în libertate și sfidează cetățenii românii, pe de altă parte, oamenii amărâți care fură un sac de cartofi sunt brațe mele la pușcărie. Poate și de aici, nu? Și aici. Deci modul în care se dau soluțiile judecătorului se supune numai legii. Așa spune Constituția și spune legea de organizare judiciară, nu se supune nimănui altcuva decât legii. Și aici, vedeți, sunt interpretări diferite. Unii dau soluții mai aspre, alții mai puțin aspre. Ceea ce cred eu este că nu trebuie să facem. În fața legii suntem egale, așa am spus în Constituție. Nu poate fi unul mai presus de lege. Dar din păcate, vedeți, există anumite limite care le permite legea, spre exemplu, la conduce experiența bătură la conduce. Pedeapsa de la 1 an la 5 ani. Acum, dacă, spre exemplu, un inculpat, există o modificare în codul de procedură penală, recunoaște fapta, limitele pedepsei se reduc cu o treime. Și atunci, instanța apreciază și în raport de aceste noi limite și poate să dea uneori o soluție care este într-adevăr, creează o anumită stare de nemulțumire. Sigur, va veni noul cod penal, noul cod de procedură penală, care, pentru asemenea fapte mărunte, există și clauză de nepedepsire. Deci, spre exemplu, dacă l-ai prins furând o traistă de porumb sau niște cartofi sau lucruri acestea mai mărunte. Muncă în folosul comunității sau ceva de genul ăsta. Da, există și modalitatea aceasta de executare a pedepsei la locul de muncă sau suspendarea condiționată a executării pedepsei, iar cauza acestea mai mărunte au altă reglementare, ne inspirăm și noi din ceea ce a însemnat legislația europeană. Credeți, apropo, că în România ar fi bună o lege cum e la arabi, că dacă te prinde odată că furi, staie degetul, dar doar că staie mâna. Vedeți? Europa este considerată etalonul în ceea ce privește drepturile omului. Dumnezeu ne-a dat viață, noi nu avem voie să luăm viața. Și atunci, noi am abolat pedeapsa cu moartea, deși în alte state, vedeți, Statele Unite sunt state care încă au pedeapsa cu moartea, altele au abolit pedeapsa cu moartea în Statele Unite la America, care e un stat federal. Noi nu putem merge pe această lege a talionului, care a fost înainte. Dacă a furat, să-i tai mâna sau altceva. Comparație ca să mai ieșim din tipare. Așa este, așa este. Pentru asemenea fapte, trebuie într-adevăr să aplici o pedeapsă mai aspră. Însă vreau să spun că am întâlnit foarte multe cazuri de inculpați, de infractori, care ar dori foarte mult să nu fie după gratii și vor să iasă cât mai repede, pentru că starea aceasta de detenție, lipsa de libertate, de a sta doar câteva ore sau a sta doar o noapte, sau asta ani de zile, îi afectează foarte mult. Ceea ce este important este ca penitenciare să profileze această stare de infracționalitate ca omul când iese de acolo să fie un infractor și mai perfecționat. De multe ori cam așa se întâmplă. Din păcate, unii ajung în penitenciare, învață tehnici de a fapt, să văd și fapte în așa fel încât să fie greu de descoperit.
Dar legislația trebuie să fie aspră acolo unde sunt faptele foarte grave și trebuie să fie mai blândă acolo unde sunt fapte mai mărunte, să fie mai blândă cu cei care sunt la prima abatere, recunosc și regretă faptele respective, mai severă cu cei care sunt recidiviști, cu cei care nu recunosc faptele și încearcă să se sustragă de la urmărirea penală, de la executarea pedepsei. La imaginea proastă a justiției, cred că au contribuit și contribuie foarte mult și politicienii. Și aici vreau să vă dau un exemplu recent, o declarație a lui liberalului Crin Antonescu, care spunea, și nu e singurul care spune acest lucru, că președintele Traian Băsescu are de ținut de pânghiile justiției. Cum comentați? Acum, făcând o mică dezvoltare a acestui subiect, părerea mea este că președintele și-a depășit atribuțiile, competențele care au fost date prin Constituție. Și spun asta că atunci când am lucrat la acel capitol privind de atribuțiile președintelui în Constituție, noi eram la scurt timp după ce Ceaușescu fusese executat și regimul politic căzuse și ne-am pus problema. Mai putem accepta în România un regim politic în care președintele să fie deasupra tuturor, să fie un fel de factotum? Sau trebuie să-i dăm niște atribuții în care să nu mai decide de unul singur? Și am reușit. I-am stabilit doar pentru un președinte maxim 2 mandate succesive sau intercalate și am zis că președintele să aibă un rol de mediere în societate. Să fie șeful armatei, să facă politica externă a statului, dar în ceea ce privește în plan intern, nu trebuie să se guverneze președintele. Trebuie să guverneze, să se ocupe de partea de guvernare, guvernul. El să aibă rolul acesta de mediere între Parlament, Guvern, între alte instituții naționale, să zicem, între justiție, să zicem, și Guvern, pe diverse probleme, când să zicem problema salariilor sau problema unei reglementări, între societate civilă și autorități publice. Asta a vrut să-i dăm. Ori dânsul și-a depășit, a dorit să devină un președinte jucător. Și bineînțeles că pentru că în Constituție au fost aceste restrângeri, a început să susține că această Constituție trebuie revizuită, trebuie schimbată și mai departe. Depinde pe ce sistem politic vrem să mergem. Că în America avem un președinte care este șeful executivului, nu există prim-ministru acolo. Sau în Franța, președintele Franței, unde e o republică semiprezidențială, președintele are un rol mai mare în ceea ce numește numirea guvernului, a ministrilor și mai departe. Noi suntem într-o republică semiprezidențială. Dar cu atribuții mai apropiate de o republică parlamentară, în care președintele, deși este ales de popor, are atribuții mai apropiate de un președinte ales de parlament. Dar acum, revenind la această problemă, cu subordonarea justiției. Da, în 2004, noi am adoptat o lege de organizare judiciară, în care am modificat această lege și în care am spus ceva. Trebuie să dăm șansa sistemului judiciar din România să se organizeze și să nu mai poată interveni factorul politic. În acest sens, prin ce pârghii poate acționa președintele? Păi, prin parchete. Dacă procurorul general al României, procurorul DNA, este propus pentru a fi numit de președinte de către ministrul justiției, care este un politic, este clar că vorbim de o intervenție politică. Dacă procurorul general, președintele curții de justiție sau, mă rog, altceva, sau alții cu funcții de conducere cele mai mari în stat, este numit de președinte la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care este organismul de organizare și funcționare a justiției în România, atunci evident că nu mai pot fi aceste influențe. De aceea, vedeți, s-a ajuns la această situație și la noi în țară, încât să acuz președintele că, de fapt, se face poliție politică și că sunt cercetați doar unii oameni politici care sunt de regulă din opoziție sau cei de la putere care nu sunt agreați de anumite persoane. Sau sunt anumite dosare care sunt ținute la dospit, ca să spunem așa, și nu sunt date în lucru. Nu știu dacă sunt sau nu date în lucru, dar aici CSM-ul trebuie să examineze cu atenție și să ia măsurile corespunzătoare. Noi vom până la urmă, PSD-ul va reveni la această formulă, pentru că așa ni se pare normal,
să ferim de influențe politice și procurorii, și judecătorii, în așa fel încât aceștia să răspundă. Dar pe de asta ar fi o problemă. A doua problemă ar fi aceea a responsabilității magistraților, adică să răspundă pentru ceea ce... soluțiile care le dau, dacă sunt sau nu pe lângă lege. S-a pus și această problemă a răspunderii și patrimoniale pentru soluțiile date. Deocamdată nu s-a ajuns în România la această situație. Dar până la urmă, fiecare se răspunde de ceea ce face. De aceea s-a putut interpreta că există această influență politică în justiție. Pe de altă parte, vedeți, a existat un conflict permanent cu CSM-ului, cu președintele Băsescu, conducerea Ministerului Justiției, în alte curs de casație și justiție, la fel, pe diverse teme. S-a spus că... Mai degrabă o ceartă a președintelui, da, către, da, nu? O ceartă. Certarea acestor instituții. Da, aici, da, nu pot să cert instituțiile, sunt ele autonome. Sigur, pot veni cu mecanisme, ce pot să fac eu, ca și parlament sau ca președinte, să inițiez legi prin care să urmărești accelerarea soluționării cauzelor. Dar atâta timp ca să poți să accelerezi soluționarea cauzei, ai nevoie de personal, și dacă nu faci o politică de personal să aduci în justiție juriști, deci judecători, procurori foarte buni și se ocupă toate posturile respective, este clar că se adună dosarele și, spre exemplu, la Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un an de zile, dacă se dau două termene de judecate. Am avut acum o cauză, termen de judecată a fost săptămâna trecută și s-a dat termen pe toamnă. Deci maxim două termene dacă e, mă rog, de soluționat cu celeritate. Deci trebuie să vii cu soluții realiste și să asiguri o soluționare rapidă a cauzelor. Și că veni vorba de președintele Traian Băsescu și de implicarea dânsului în trecând în ceea ce înseamnă justiție, trecând la propunerea domniei sale în privința revizuirii Constituției și ceea ce privește Parlament unicameral. Am impresia că nu știu dacă chiar astăzi s-a intrat în dezbateri. Cum vedeți această revizuire și această propunere a președintelui Traian Băsescu? Mie mi se pare că este o greșeală să renunțăm la bicameralism. Atunci când am adoptat Constituția în 1991, a fost pusă și această problemă în dezbatere. Dacă mai este cazul să menținem și Senatul ca a doua cameră, sau este cazul să rămână doar Camera Deputaților. Și opțiunea a fost clară la acea dată pentru bicameralism, mergând și pe anumită tradiție constituțională a României. Se știe foarte clar că în perioada interbelică România, dar și în celălaltă perioadă de după UZA, România a avut două camere, și Senatul și Camera Deputaților. De ce să fie două? Unii spun că nu e nevoie de două. Păi atunci transformăm Camera Deputaților în Marea Adunare Națională. O, nu e de dorit așa ceva. Două camere presupune o a doua lectură a legii. Legile pot fi mai bine șlefuite, perfecționate. La a doua citire a unei legi găsești, așa când citești un articol sau faci un articol, când îl citește cineva a doua oară, mai găsește ceva de completat acolo. Chiar poți face mereu mai bun dacă le citești. Da, de evident că într-o anumită perioadă de tranziție, când ai nevoie de legi cât mai repede, mecanismul acesta e puțin mai greoi. Dar el este util în acest proces legislativ. Și pe de altă parte, vedeți, la un moment dat s-ar putea într-o anumită cameră să nu deții o majoritate ca și partide care ești la guvernare. Să există o majoritate, poate una fragilă. Și atunci este această nevoie de dialog, de conciliere, în așa fel încât să dai forma cea mai bună a legii. Și de ce nu? Noi trebuie să recunoaștem că în Parlament se exprimă politicile de grup. Dacă, spre exemplu, a venit un partid de dreapta sau o guvernare de dreapta, vor încerca în Parlament să adopte politici, legi care să protejeze anumite interese. De exemplu, cota unică sau... Sunt mai multe. Multe lucruri. Dau un exemplu. Sistemul de impozitare. Dar ce credeți? Atunci, deci asta vreau să spun. Eu sunt adeptul bicameralismului, dar sunt adeptul reducerii numărului de parlamentari. Putem să zicem...
avem acum 400 și ceva de parlamentari, nu? Putem reduce până la 300. Din ambele camere. Din ambele camere. Și le faci suple, funcționale, dar nu putem renunța la ceea ce înseamnă tradiție, ceea ce înseamnă ideea de a perfecționa acest mecanism. Fiindcă, vedeți, orice s-a spune, și în Parlament există o mită dictatură a majorității. Și, de fapt, majoritatea dă un guvern, nu? Și acel guvern vine în Parlament cu proiecte de legi. Pe până la urmă, majoritatea dictează și în consilii locale și în consilii județene. În toate dictează. De aceea este bine să fie două camere, că de multe ori se ajunge să nu fie aceeași majoritate și să poți adopta anumite legi. Ce credeți, de ce vine propunerea asta a președintelui și de ce insistența dânsului pe această temă? Ideea este asta, dânsul dorea să dicteze, să fie peste toți, să fie și peste Parlament și peste Guvern, care era la un moment dat docil, peste justiție, tot anumite reminiscențe care țin de anumită concepție politică, de anumită atitudine politică. Asta cred eu că determină. Nu că ar fi, mai bun sistemul dânsului sau care îl propune domnia sa sau sistemul nostru este mai prost conceput. Da, e adevărat că acest sistem micarbonalism, iertați-mă, se practică în statele federale. De exemplu, Statele Unite, un stat federal, sau în Belgia, sau în Germania, și că se aplică mai puțin în statele unitare, unde nu sunt state unite, să zicem așa, o federație. Însă, în timp, s-a simțit această nevoie să fie acest filtru legislativ și această nevoie de a face legi cât mai clare, mai bune pentru cetățenii. Domnule avocat, noi vă mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră în studiurile noastre și cu îngăduința dumneavoastră o să vă mai invităm dacă o să acceptați. Cu multă plăcere și eu vreau să-i salut cu prietenie pe cei care ne urmăresc, le doresc și lor sănătate, împliniri și toate cele bune. Stimați telespectatori, atât pe astăzi, ne întâlnim mâine, dacă vom fi sănătoși, cu precizarea că de la ora 19:30. Cu acestea, toate cele bune, la revedere!